Bună dimineața! Azi este vineri, 11 noiembrie și azi o să mergem să o înscriem pe Tea la grădiniță. Ele încă mai dorm, eu m-am trezit repede, mi-am făcut cafeluța. Și o să le pregătesc micul dejun. Mă rog, o să le pregătesc. În dimineața asta o să le dau cereale cu lapte, pentru că merge mult mai repede. Ele încă dorm, dar o să le trezesc, pentru că o să vină Ionut să ne ia. O să mergem la grădiniță. Am fost la doctor cu ele și am primit tratament cu aerosol și sirop de tuse. Doar că aseară Tea a tușit cred că o oră în continuu până s-a liniștit. Aseară, după ce s-a pus în pat să dormim, greu s-a liniștit, dar până într-un final s-a liniștit. Doctorița a spus că o să văd efectul de la aerosol cam după 4 zile, deci sperăm. Deocamdată avem o zi jumate. Și astăzi aș vrea să încep să fac măcar mobila din dormitor să o curăț. Dar vedem ce reușim astăzi. O trebuie să facem și aerosol, dar acum o să fugim repede la grădi și o să-i facem după aceea, după ce ne întoarcem. Mami, ce faci? Stăm aici așa la aerosol, mami, ca să nu mai tușim și să treacă mucuții. Ce facem? După aia o să faci și tu, bine? Ce face mama mie? Te inhalează aici, mama. Unde e mama mie? La mami în brațe. Unde e Tea? Tea e lângă mami, stă pe scaunel. Așa, o aranjez masa? Mulțumesc. Până la urmă avem timp și să facem acum aerosol înainte să mergem. Mami. Mama. Uite, mami, ține măscuța aici la Emma. Ce e, Maia? Ce e? După ce o să faci și tu, bine? Uite, nu poate la măscuța asta. Cablu, da, e bine. Emma, ține acolo, mama. Și cablu. E bine? Și... Și Tea face, la Tea nu prea îi place. Gata, gata. Hai, nu te mai prosti. Bagă nasul, că vine tati. Asta. Asta. Asta? Hai, că imediat vine. Face așa cum face tati. Doar ce am ajuns de la grădini. Deci, s-a atât de drăguț, m-a dus secretar acolo în grupa unde să fie Tea, o să fie în grupa albinuțelor. Și erau așa de drăguți copii, stăteau acolo și pictau și doamna educatoare tânără, drăguță. Deci, sper să fie ok și să le placă, să îi placă Emma anul viitor. Tea, ce faci acolo?
Ai popat cerealele de dimineață, da? Acum nu mai popăm. Bine? Deci eu sper să fie bine, să ne treacă răceala acum și să vedem cum facem și cu Pampers-ul, să nu mai avem. Dar ne descurcăm cumva cu toate. Așa e tăia. Așa e că ne descurcăm. Ne descurcăm sau nu? Acum vreau să mă pun să curăț mobila din dormitor. O curăț așa cu apă și cu cif. Și cam atât. Și oglinda. Și vedem ce mai reușesc astăzi să fac. Vrei să stai tu? Dar mami se urcă acolo ca să șteargă dulapul sus, bine? Nu stai tu acum, acum stă mami, da? Ce-ai făcut aici? Emma? Ce-ai făcut? Ce-ai făcut? Emma, uite-te la mami. Ce-ai făcut la floare? Ai căzut cu moto? Ai căzut cu moto? Da. Și ce-ai făcut la floare? E frumos? E frumos să faci? Da, de ce era liniște? De asta era liniște. Emma a dormit acolo pe canapea. Acum am terminat cu curățenia în dormitor, curățenia, mă rog, am șters mobila și mă duc să le pun la nani acum. Emma doarme deja aici. Ce face Emma? Doarme, așa e obosită. Mergem la nani? Hai să mergem. După aia, da. Bună dimineața!
Noi am ieșit la plimbare. Azi ai? Am ieșit la plimbare, că e frumos afară. Trebuie să aranjeze mami. Așa și... Ema e acolo. Da, mama. Mergem să ne plimbăm un pic și după aceea, când fetele o să facă nani, mami o să facă puțină curățenie. Din nou. O să ai? Facem curat. Ai căciulă? Nu-i voie. Nu. Vezi că te prind. Ce face Emma? Uite, mami. Mama. Ba. Ia. Ne așteaptă să ne jucăm. Vă jucați la nisip? Am, da, este cățel aici, da. Dar cred că face nani acum. Face nani cățelul. Da. Vrei în brațe? Hai că te pun în bicicletă, hai. Stau și spăl pe jos, am culcat fetele. Nu mai reușesc să filmez. Teia totușește. Am terminat cu holul. Și acum sunt în bucătărie. Și vreau să fac tot parterul. Să termin. Cred că se trezește. Și cum v-am zis, nu am mai reușit să filmez. Fetele s-au trezit, am mâncat toți, a venit și Ionuț și am plecat în oraș să facem câteva cumpărături. O să închid acest vlog aici și ne vedem curând cu următoarele vloguri. Da, îți dă mami apă. Vă pupăm!